Aici e problema că este legat de plahotniuc și Pârloc tot spunea și inclusiv premierul Filip a încercat să-l convingă și pe Jürgen Stock când a fost la Chișinău secretarul general al Interpolului că n-are nici o treabă Pârloc cu plahotniuc. Că a vrut cândva să-l numească procuror general, asta nu înseamnă că este o persoană controlată de el. Dar din momentul când Pârloc devine director la SIS, cum poți tu să mai spui că nu este omul PD-ului, când ei l-au înaintat, majoritatea lui Plahotniuc l-a votat, adică este o probă clară. Plus la asta, Pârloc, înțeleg eu că plecarea lui de la SIS ar însemna că problemele lui Plahotniuc în mai multe state din UE sunt foarte mari, are niște probleme grave, mă refer la problemele cu justiția, nu la altceva. Și astăzi Pârloc are de muncit foarte mult, că el a fost trimis în această funcție ca să-și apere și să-și protejeze și chiar pot să-i spun și să-l spele, cum spun moldovenii, pe stăpânul lui.